Unul dintre cele mai apreciate programe care vine în sprijinul femeilor și a cuplurilor care își doresc un copil, însă nu pot avea, ar putea continua și anul viitor, anunță ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero. Este vorba despre programul social de interes național de fertilizare in vitro. Proiectul vizează continuarea și în anul 2025 a programului FIV, prin care se acordă sprijin financiar în valoare de 15.000 de lei pentru maximum 10.000 de beneficiari, oferind astfel suport financiar pentru procedurile de fertilizare in vitro destinat cuplurilor și persoanelor singure care au nevoie de acest tip de tratament. Inițiativa răspunde scăderii alarmante a natalității și problemelor financiare cu care se confruntă familiile din România. Costurile ridicate ale procedurilor FIV și lipsa sprijinului financiar constituie obstacole majore pentru multe cupluri care își doresc copii, dar se confruntă cu probleme de infertilitate. Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare, proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 1103 din 2022 pentru aprobarea programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Anul acesta, peste 5.000 de dosare au fost depuse, fiind confirmate peste 150 de sarcini. Până în momentul de față, avem 156 de sarcini confirmate în urma acestui program. 5.046 dosare depuse, 3.100 dosare analizate, 2.088 dosare declarate eligibile, 366 dosare incomplete, 1.272 de contracte semnate de către ambele părți. De asemenea, 700 de vouchere comandate, 700 de vouchere emise, 250 de contracte aflate pe circuitul de semnare. Vreau să menționez că, în medie, în fiecare zi sunt analizate 100-150 de dosare.